Apocalipsa lui Ioan, capitolul 7. După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: Nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin! A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțămirile, cinstea, puterea și tăria, în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Aceștia, care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi set, nu-i va mai dogărâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.